Ați văzut că v-a fost picurul ăsta tradus pe grup. I realized that I didn't turn the record back on for the last half hour. I just realized that right now. Well, let's at least pick up the third point right here. Ultima parte n-a fost înregistrată, a fost cenzurată. Trecem la punctul 3. And when we get to point number three, you can see now the anger in the book of Matthew continues to grow and is vehemently vicious against Jesus. Și putem vedea creșterea asta constantă a mâniei care este viscerală împotriva lui Isus. Now, this is the third thing that Jesus claimed. Este al treilea lucru pe care îl pretinde Isus. Jesus claimed that he was the one that Abraham had hoped for and actually saw. El pretinde că Isus este ceea ce a sperat Avram să vadă și chiar a văzut. That was completely unacceptable in the ears of Judaism. O asemenea afirmație era complet inacceptabilă pentru urechile lor. And that's because Abraham held a very uniquely high position in Judaism. Și asta pentru că persoana lui Avram era extrem de simpatizată în iudaism. I mean, don't forget that Abraham is the founder of the nation of the Jews. Să nu uităm că el este fondatorul iudaismului. How dare you compare yourself to Abraham? Poporul iudaic, evreu, cum îndrăznești să te asociezi în halul ăsta cu Avram? How dare you say that Abraham was hoping for you to come? Who are you? Cum îndrăznești să afirmi că Avram spera să te vadă și cine te crezi? Do you realize how insulting that was to Judaism? Vă puteți imagina ce insultător a fost o asemenea afirmație? I mean, do you realize that he was the man who God had challenged to be a witness to all of the other nations of the world? El era omul pe care Dumnezeu l-a chemat să fie o mărturie pentru toate națiunile pământului. Abraham was to be the witness of the only true and living God to the world. Avram trebuia să fie martorul lui Dumnezeu pentru Dumnezeului celui viu pentru tot restul lumii. It was through the Jewish nation that they were supposed to witness and be the missionaries to the world. Prin națiunea iudaică să fie martori pentru întreaga lume. And Judaism chose to lock themselves in the four walls of the temple, the four walls of the synagogue. Și iudaismul a făcut greșeala fatală să se închidă între cele patru ziduri ale templului sau sinagogii. If you really understand Judaism, Judaism was supposed to be inclusive, not exclusive. Dacă înțelegeți iudaismul, el trebuia să fie inclusivist, nu exclusivist. It was supposed to draw people to the true living God. Iudaismul trebuia să atragă oamenii la Dumnezeu, nu să-i pună pe fugă. But isn't that the same problem that we're facing as churches today? Nu este aceeași problema cu care se confruntă biserica de azi? Instead of becoming inclusive, we're becoming exclusive. În loc să devenim inclusiviști, devenim exclusiviști. You remember that God came to Abraham and challenged Abraham to leave his country. Țineți minte când a venit Dumnezeu la Avram și l-a provocat să-și părăsească țara. He left his country, he left his home, he left his friends. Și a părăsit țara, casa, prietenii. He left his country, his home, his friends. Și a părăsit țara, casa, prietenii, am zis. He left his profession, his employment, he left his way of making a living. Și-a lăsat profesia, și-a lăsat mijlocul de a-și câștiga existența. Think about it. God was asking Abraham to follow God, to follow him, God unquestionably. Dumnezeu l-a chemat pe Avram să meargă după Dumnezeu fără semne de întrebare, fără întrebări. Ovidiu, are you okay? Ce se întâmplă? Are you okay, Ovidiu? Yes, he translated. We are amazed why you didn't hear him. Suntem la pagina 9, dintr-o v-am dat acum.
His He has a different camera and it's moving, like it's Yeah. giving you the illusion that something with the connection. I don't know if you're having a holy moment there or a spiritual experience there in front of us. You're putting on your halo. Okay, listen. M-a pierdut pentru moment. Pentru moment m-a pierdut, fratele. Look, Abraham was to follow God unquestionably. Avram trebuia să-l urmeze pe Dumnezeu fără întrebări. But instead, we are like children. Dar schimb, noi suntem ca niște copii. The parent says to the child, do this, and the child says, why? Părintele spune copilului, fă asta, și copilul întreabă, de ce? And then when you explain it, they ask you again, why? Și când îi se explică, rămâne la nivelul acela. De ce? See, I didn't grow up in a house like that. Eu nu am crescut într-o casă de genul acesta. My father believed he said things only once and never repeated it. Tatăl meu, aprinde lumina, te rog. Tatăl meu credea că el trebuie să zică lucrurile odată și să nu le repete niciodată. I was 6 years old when I made the mistake and asked my father why. He slapped me and I went flying across the living room. Am avut 6 ani când am făcut greșeala să-l întreb pe tata de ce, era și fratele la perioada aceea, de ce, și tata m-a proiectat pe partea cealaltă a camerei. That was my first experience flying. A fost prima mea experiență de zbor. But Christians, when God says do this, you go, why? Creștinii întreabă și la fel, de ce? It's like the pastor has to convince the church member to be obedient to the word. E ca atunci când păstorul trebuie să-și convingă membrii să fie ascultători de cuvânt. And here is the Jewish people listening to Jesus comparing himself in their minds to Abraham. Evreii l-ascultă pe Isus comparându-se în acest moment cu Avram. Look, and as a result, God made one great promise to Abraham when he followed him unquestionably. Ca rezultat, Dumnezeu i-a promis, i-a făcut o promisiune lui Avram dacă îl va urma fără să pună la îndoială pe Dumnezeu. Now you remember that Abraham had no children. Și țineți minte că Avram era sterp, n-avea copii. And you remember that Sarah was no spring chicken. Și Sara nu mai era adolescent. I mean, come on, you gotta admit, when he starts out, he's 75 years old. Sarah is about 70. Era pensionar Avram, avea 75 de ani. I don't know about you, but I'm not envisioning having children at this age. Nu știu cum sunt unii, dar eu nu mă văd tată la vârsta asta. And God makes Abraham a promise. But they are living like hundreds of years, so they're still young at this age. I don't know. We still have an special appeal. Paula este avocatul lui Avram. And the others. Îi aduce circumstanțe atenuante lui Avram. Well, I'm glad you guys believe in special circumstances. May that happen to you. Să vi se întâmple și vouă. You know, my wife and I, we're going to celebrate 50 years. And she said, you want to start all over again? No way, no way. Sărbătorim în curând cu soția 50 de ani și soția mă întreabă, vrei să o luăm de la capăt? Eu zic, nu, nu. I'm happy where we are. Sunt fericit unde am ajuns. Now, you have to remember that God made a promise to Abraham. And he says, you're going to be the father of many nations. Țineți minte promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui Avram, vei fi tatăl multor neamuri. And that he would cause all of these nations to be blessed by his seed. Și asta va cauza o binecuvântare universală prin sămânța lui. You have to understand what was implied when Jesus said that he claimed to be the one that Abraham was hoping for and he actually saw. Trebuie să vă gândiți la implicațiile afirmației lui Isus atunci când Isus pretinde că Avram spera să-l vadă pe Isus. That is what implicated in the book of Matthew.
Asta este implicația sau cuvintele implicațiile cuvintelor lui Isus sunt de fapt cartea Matei. Do you realize we haven't gotten out of Matthew chapter 1 verse 1? Vă dați seama că încă suntem tot la versetul 1 din Matei 1. When I finish Matthew with you, I'm going to be dead. Voi încheia cartea Matei la groapă. And we'll let Ionica do that funeral, okay? Și fratele Ionica va avea slujba de mormântare cu Biblia ortodoxă. Okay. They'll transport my body to North Africa and that's where he can do it. Vom merge în Africa. That you will live your last days in Romania. Praise the Lord. Fratele Iosca va fi îngropăciunea lui în Africa de Nord, unde va fi Ionica episcop. Okay, so now, but when you have to understand the back, you see, we fail to explain the background to the text. Noi eșuăm să explicăm contextul textului. And so our people, they listen to us, they go like this, but inside their heart they're going, I have no idea what he's talking about. Oamenii ne ascultă, mai dau din cap, dar în mintea lor, în sufletul lor, n-au idee despre ce e vorba de acolo. And so as a result, they don't know how to appropriate, they don't know how to apply the truth to their own lives. Și ca rezultat, ei nu știu cum să aplice adevărul în viața lor. Okay, now, so I want to show you this. Go to Genesis chapter 13. Vreau să vă rog să mergeți în Geneza, în capitolul 13. And look at verse 14, 15, 16 and 17. De la 14 la 17. In Genesis 13, verses 14 and 17, let's start with verse 14. Începem de la versetul 14. The Lord said to Abram, after Lot had separated from him, now lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit și spre apus. He says, for all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever. Căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. He says, I will make your descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, then your descendants can also be numbered. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea să fie numărată. And what amazes me, God told this old man in verse 17, arise and walk about the land through its length and its breadth, for I will give it to you. Și ce mă uimește că Dumnezeu îi cere acestui bătrân să se scoale, să străbată țara în lung și în lat, pentru că eu v-a dat Dumnezeu. I'm glad Abram didn't do that. Mă bucur că Avram n-a făcut asta. Well, go two chapters later. Go to Genesis chapter 15. Mergeți în Geneza 15. And look at verses 1 to 7. Și uitați-vă de la versetul 1 la 7. When Jesus made this claim in the book of Matthew to the Jews, this is everything that's encompassed in that. Când Isus a făcut afirmația aceea în fața evreilor, toate aceste idei discutate de aici din Geneza erau prinse în ce spune Isus. Because we as Gentiles, we fail to understand why were they so mad? Why did they get angry? Noi ca neamuri suntem foarte mirați de supărarea evreilor, de ce s-au mâniat așa de tare pe Isus? As far as they concerned, Jesus was blaspheming. În primul rând, ei erau preocupați de blasfemia lui Isus în mintea lor. Do you remember on Monday Ovidius said they didn't even know their own scriptures, they didn't know their own history? That's true, they didn't. Luni a spus Ovidiu că ei nu știau nici propria lor istorie când au spus că ei n-au fost niciodată robi nimănui. I mean, I realize he was joking, but it's true. Poate am zis o glumă, dar era de fapt adevărat. That's just like a lot of us in the church. We don't know our own history of the church. La fel cum suntem noi mulți în bisericile de astăzi, nu ne știm nici măcar propria istoria bisericii. So in Genesis 15, look at verse 1. În Geneza 15, versetul 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not fear, Abram, I am a shield to you, your reward shall be very great. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Abram said to, O Lord God, what will you give me since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da?
căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. And Abram said, since you have given no offspring to me, he says, one born in my house is my heir. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Then behold, the word of the Lord came to him, saying, this man will not be your heir, but the one who will come forth from your own body, he shall be your heir. This is a prophecy. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Which takes us all the way back to Matthew. Asta este o prorocie, spune fratele, și asta ne duce înapoi în Matei. And then in verse 5 he said, and he took him outside and he said, now look toward the heavens and count the stars if you are able to count them. And he said to him, so shall be your descendants. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta, descendenții tăi. In verse 6, then he believed in the Lord and he reckoned him as righteousness. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. He said to him, I am the Lord who brought you out of the Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it. Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-a scos din Ur, din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Now the Jews are having a problem in Matthew trying to understand what Jesus is saying. Evrei aveau o problemă în Matei încercând să înțeleagă ce vrea să spună Isus. But somehow they didn't have a problem believing that a man 99 years old had a baby. Dar cumva nu aveau nicio problemă în a accepta că un bătrân de 99 de ani va avea un bebeluș. I don't know about you, but I'm not that spiritual. I have to ask a few questions. Nu știu cum stați voi cu spiritualitatea, eu nu sunt așa de spiritual, eu trebuie să pun niște întrebări. Now look at Genesis chapter 17. Geneza 17. Now look at verses 1 to 8. Versetul 1 la 8. Now, we've gone through these scriptures over and over again and I continue to do so for a reason. Mergem din verset în verset, din referință în referință, dintr-un motiv. Because this is what everything that's implied in Matthew. Pentru că toate acestea sunt implicate sau se deduc în Matei. That's the reason when people read Matthew, they read Matthew chapter 1, they don't know what they're reading. They just think it's just a statement of fact, but they don't understand what it contains. Ăsta e motivul pentru care oamenii nu știu nici măcar ce citesc în Matei 1. Citesc niște dovezi, niște fapte acolo, dar nu știu ce citesc. So in Genesis chapter 17, let's start with verse 1. În versetul 1 din 17. Now, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am all God, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea fără prihană. Now, imagine God tells you, Nica, okay, walk before me, okay, but be blameless? Imaginează-ți că spune domnul Ionic că umblă înaintea mea, ok, dar să fii fără blam, fără păcat. How do you be blameless? Cum se poate lucrul you ăsta? And I are born with a sinful nature. Ne-am născut cu o natură păcătoasă. And God tells Abram this. Și Dumnezeu îi spune lui Avram. I mean, he's kind of, you have to realize that when you become 99 years old, you're kind of set in your ways. Când ai ajuns la 99 de ani, te-ai cam așezat în căile tale, corect? Isn't that true? The older you get set in your ways, isn't that true? Cu cât ești mai în vârstă, cu atât te sedimentezi, te așezi pe făgașul tău și nu te mai scoate nimeni de acolo. If you don't believe me, just ask Marcel. Dacă nu credeți asta, întrebați-l pe Marcel. Look at verse 2. Look at verse 2. He says, I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. El spune versetul 2. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. And so Abram did the only thing he knew how to do. Avram a știut să facă singurul lucru pe care îl făcea. I'm going to have a lot of babies. S-a întrebat, voi avea o mulțime de bebeluși. I mean, he fell out. A căzut. I mean, just think about it. Look what he says in verse 3. Abram fell on his face and talked with him saying.
He fell out. Avram a căzut, Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. He says, verse 4, as for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of a multitude of nations. Dumnezeu îi spune, iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. And then he finds out his name is no longer going to be Abram, it's going to be Abraham. Și află că îi se schimbă și buletinul și nu se va mai numi Avram, ci Avraham. Now, you have to understand the cruelty. Let me say this carefully. You have to understand the cruelty in Abram's mind to be called Abraham. Trebuie să înțelegeți cruzimea schimbării de nume, că nu se va mai numi Avram, ci Avraham. He's 99 years old. La 99 de ani. He doesn't have one child. Fără copii. And he has to tell everybody, my name is no longer Abraham, my name is Abraham. Trebuie să le spune tuturor, nu mă mai cheamă Avram, ci Abraham. And everybody knew what Abraham meant. Și toată lumea știa ce înseamnă Avraham. You're the daddy of a lot of babies. Vei fi tatăl multor bebeluși, multor neamuri. You don't have any babies and you're telling everybody I'm the daddy of a lot of babies. N-ai niciun bebeluș și vii cu asemenea pretenții că vei avea mulți bebeluși. Don't tell me God doesn't have a sense of humor. Of course he does. Să nu-mi ziceți că Dumnezeu nu are simțul umorului. Chiar că are. Just each one of us look at ourselves in the mirror. Don't tell me God doesn't have a sense of humor. Uitați-vă în oglindă și vedeți ce simț al umorului are Dumnezeu. Look at verse 6. Versetul 6. He says, I will make you, he didn't say, I will make you fruitful. He says, I will make you exceedingly fruitful. And I will make nations of you and kings will come forth from you. Nu spune te voi înmulți, ci spune te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. He says, my God, I'm going to be a rabbit. Excuse me? He says, my God, I'm going to be a rabbit. I'm going to be producing. Doamne, voi fi ca un iepure. I mean, look at this. And then verse 7, he says, in verse 7, he says, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generation for an everlasting covenant and to be God to you and for your descendants after you. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău al seminței tale după tine. You know how insulted the Jews were? Știți cât de insultați au fost evreii? In the middle of that verse 7, în mijlocul acelui verset 7, when he says, I will establish an everlasting covenant. Unde spune că voi stabili un legământ veșnic. And the Jews look at Jesus as, you're the everlasting covenant? Și evreii se uită la Iisus și spun, tu ești acel legământ veșnic. I mean, you got a tunic on, it's dirty, you don't even wash it, you were in the muddy river. You're the everlasting covenant? Tu ești legământul îmbrăcat în cămașa aia, poate nespălată de mult, în botezat în râul la murdar. They can't get past what they're seeing in front of them, Jesus. Nu poate să treacă peste ce au înaintea ochilor. He's not running around with clothing of royalty. El nu umpla în împrejurim pe acolo îmbrăcat în haine regale. Look at verse 8. It says, in verse 8, I will give to you and to your descendants after you the land of your sojournings and all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Versetul 8, ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. See, I am purposely taking you back through these scriptures for a reason. Vă duc în mod intenționat prin aceste referințe dintr-un motiv. All of this is what Matthew is making a reference to. La toate aceste texte face referire Matei. And all of a sudden you realize that I'm reading the genealogies, it's not just a statement of fact. Și dintr-o dată îți dai seama că în timp ce citești genealogiile, nu-s doar niște afirmații faptice acolo. This is implying much more than I dreamed of. Implicațiile sunt mult peste ce am visat. I'm beginning to understand why the Jews were angry. Acum încep să înțeleg de ce s-au enervat rău de tot iudeii. Do you realize that once you get out of the historical books, știi că odată ce ieși din cărțile istorice,
You know, once we get out of, you know, once we leave Joshua, from Joshua, and we go all the way up to the end of the historical books. Odată ce am trecut prin Iosua și ajungem la capătul celălalt al cărților istorice. Do you realize that the rabbis had already back then had already distorted all the prophecies and their understanding of it? Deja rabinii în perioada aceea deja distorsionau toată înțelegerea scripturilor. So you're looking at 1, 2, 3,000, 4,000 years of distortion that's been built into the Judaistic systematic system. Noi deja putem privi în urmă la 3-4 mii de ani de distorsionare a sistemului evreiesc. They had a complete misunderstanding of what was originally stated. Ei au avut o înțelegere complet greșită a ceea ce s-a afirmat. And we see this in Genesis chapter 17, verses 15 to 19. Geneza 17 la 15 cu 19. They didn't understand that. N-au înțeles nici lucrul acela. They didn't understand Genesis chapter 22 verses 15 to 18. N-au înțeles nici Geneza 21 de la 15 la 18. They didn't understand Genesis chapter 26 verses 2 to 5. N-au înțeles nici Geneza 26 de la 2 la 5. They didn't understand Genesis chapter 26 verse 24. Nici Geneza 26 cu 24. They didn't understand Genesis chapter 28 verses 13 to 15. N-au înțeles Geneza 28 de la 13 la 15. They did not understand Genesis 31 verse 13. N-au înțeles nici Geneza 31 la 15. They didn't understand Genesis chapter 35 verses 9 to 12. Nici Geneza 35 de la 9 la 12. They memorized it, but they didn't know what they memorized. Le aveau memorate, dar nu știau ce înseamnă. That's the same problem we face today. Aceasta este aceeași problemă cu care ne confruntăm azi. You know, the Bible and my wife always say the same thing. Biblia și soția mea spun întotdeauna același lucru. There is nothing new under the sun. Nimic nou sub soare. You know, people say that history repeats itself. Oamenii spun că istoria se repetă. But that's not true. Dar nu e adevărat. History is an inanimate object. Istoria este is not. History is an inanimate object. Este un obiect neanimat. It's worse. Nemișcat. It's even worse. Este chiar mai rău. History doesn't repeat history. Istoria nu repetă istoria. People repeat history. Oamenii repetă istoria. Human beings repeat history in the face of truth. Ființele umane repetă istoria în ciuda adevărului, în fața adevărului. We move in circles of truth and mistruths over and over again. Ne mișcăm în cerc în fața adevărului sau pe baza adevărului sau pe baza minciunii. Every single time that we deviate from the path of the word of God, we're going to deviate into a lie. De fiecare dată când deviem de la calea adevărului, ajungem pe o cărare a minciunii. Every time you and I reject a truth, we automatically embrace a lie. De fiecare dată când respingem un adevăr, îmbrățișăm o minciună. Whether you want to do that or not, that's exactly what happens. Că vrei lucrul ăsta sau nu, exact asta se întâmplă. Now, the way it happens is it happens through a slow process of distortion that we call tradition. Modul în care se întâmplă lucrul acesta este prin un mod lent de distorsionare numit tradiție. Traditions become their own truth. Tradițiile devin propriul adevăr. Isn't that the seven deadly words of the modern church today? Nu sunt acestea cele șapte cuvinte fatale ale istoriei moderne de azi? We have never done it that way before. Noi n-am făcut lucrurile așa niciodată. In the face of the truth of the word, we will say we've never done it that way before.
în fața cuvântului lui Dumnezeu, noi avem replica asta fatală. Noi n-am făcut lucrurile niciodată așa. And that really was the banner, the flag that Judaism was raising in the book of Matthew. Și asta era de fapt standardul pe care iudaismul îl flutura în cartea Matei. Any questions? It was a badge of honor in the rabbinic tradition to preserve things for hundreds of years, to not change them at all. And it is the same in the Orthodox Church today. It's the same. Yeah. Say that in Romanian. Era o onoare în tradiția rabinică, chiar în vremea lui Isus, să păstrezi lucrurile nealterate, să le conservi cât mai tare posibil. Era cea mai mare onoare pe care o putea face un rabin care intra în slujire, să nu schimbe nimic. Și asta e de fapt valabil și în tradiția creștină ortodoxă, să zicem. But it has also become a badge of honor in our churches. Dar a devenit un etalon și o onoare să faci lucrul ăsta și în bisericile noastre. That's why you always have to constantly be preaching. You have to find a way in your teaching to always come back to the cross at the end of that message. De aceea este imperios necesar să revii din nou la cruce cu fiecare mesaj. All right, we've come up against our next hour, so let's take our next 10-minute break. Facem o pauză și după aia revenim. And we're going to trust. I made a research and I found that the word seed, zera, it's found only in singular, but we have in 1 Samuel 8:15 in plural, but it's not referring to mankind. It's referring to the seed of the crops. Or that's correct. That's correct. And this means that it didn't have a plural when it is referring to the human being. Correct. And see, when I did that word study throughout the whole Old Testament, okay, that's what I discovered in the original Hebrew. Yeah. Now, say that in Romanian. For this reason, the rabbis make a mistake, or they put, according to the context and their understanding, the plural, not the singular. That's am făcut un studiu în bis, dar și el a zis la fel. Termenul sămânță apare tot timpul la singular în Vechiul Testament, cu singură excepție, în 1 Samuel 8:15, unde spune dreptul împăratului că va lua 10-a parte din semințele voastre, referindu-se la rodul câmpului, la produse, nu se referă la oameni. Tot timpul când se referă la oameni, e la singular în Vechiul Testament. Deci putem presupune că e defectiv de plural în cazul ăsta. Și de asta rabinii au confundat, pentru că au pus după percepția lor sau după cum și-au imaginat ei că va fi, au pus pluralul în loc de singular când vorbește de fapt de sămânța lui Avram Hristos și nu descendenții umani. O observație, dacă îmi permiteți, frate. La același lucru, oarecum mă uitam și eu acum, am observat că fratele când a citit din Geneza 15:5, la noi scrie sămânța ta și el a spus în engleză descendenții tăi. De altfel și în alte traduceri deși este singular sau cum spuneți voastră singular, totuși în acest loc se traduce ca descendenți. Even in your translation, you read descendants and we have a seed. Correct. And in that promise, it's we know from context that it's referring to his offspring, but we can interpret also according to the Romans that is referring to the special seed, those who believe like him. Yeah, I think that. Well, say that in Romanian first. Spuneam pe lângă ce a zis Ciprian că noi în context înțelegem că se referă la urmașii lui, dar în același timp putem extrapola bazat pe romani
că se referă la sămânță în sensul de cei ce cred ca el, sămânța de urmaș. Sir, I think when we talk about the seed, because that was so one of the questions we addressed yesterday, there was about somewhere it says, I will bless your seed and they will multiply like the dust of the earth. And then he says, and in your seed, the nations will be blessed. So there you have in the same verse, twice the word seed. It's in 15 verse 5. And what is interesting is that how can the seed multiply and be as numerous as the dust of the earth if it only means if it only applies to one person? It cannot. So I think the whole discussion here has only sense when you understand what you were saying about who is receiving the blessing and who the blessing is coming through. But also to Genesis 3:15, because if that is not there, Genesis 3:15, the rest doesn't make any sense. Because God is repeatedly saying, "Count the stars, count the dust of the earth. There will be so many. So there's not one person. There is multitude, millions of people, millions of believers, billions." So seed, it's maybe used in singular, and it can only refer to Christ if you think about Genesis 3:15. But if you don't think of Genesis 3:15, and you only take this of Abraham, it's really difficult only to apply it to Jesus Christ, because it's about inheriting the land, it's about multiplying. So the Israel is multiplying, they grow, right? I mean, you have Ephraim, but 400 years later, you read about Joseph, and they said they just keep multiplying, and they become a big nation. And that is the plan of God, that they are a big nation. So it's not only an individual that God is looking in his redemption plan, but a whole nation, all people, whole earth, but it is through Christ. And we cannot exclude one or the other, or only put an accent to one or the other, because it's not correct. It rules out the point of the church, the point of Israel, if you only think about the Messiah. Mm-hmm. Now, I need you to say it in Romanian, so everybody's on the same page. That's okay. Take your time to say it in Romanian. Am zis că e adevărat că se referă doar așa, că e folosit în singular, dar când zice acolo că se va mulți sămânța, nu de Hristos e vorba că se mulțește el, când zice că sămânța ta va fi mai mult decât stelele, decât pulberea de pământ, acolo e vorba de indivizi, de oameni. Și plus de asta istoria zice, nu, că ei în 400 de ani mai târziu s-au înmulțit și au ajuns un popor mare. Și am zis că corect ar fi doar să interpretăm asta prin Geneza 3:15, pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, nu e corect să aplicăm numai sămânță la un singur individ, chiar dacă el e Mesia, pentru că asta scoate ideea de popor mântuit din planul lui Dumnezeu, din planul de mântuire. Și nu asta e ideea. Deci ideea e ca tot pământul și milioanele alea de oameni, de credincioși, să fie mântuiți, dar trebuie să aplicăm ce zicea domnul profesor, că noi suntem recipienții binecuvântărilor sau poporul Israel în Vechiul Testament și poporul lui Dumnezeu, dar asta e doar prin sămânță, prin Mesia. Și cred că e corect să le iei amândouă împreună, pentru că dacă nu, Mesia cui o să-i vorbească și pe cine mântuiește Mesia, dacă nu va vorba de el? N-are niciun rost, nu? Pentru cine moare Mesia? Nu? Deci trebuie să fie și alții acolo incluși în sămânță. The seed can be interpreted those who believe like Abraham, those who are in Christ, in fact. But we have to understand that in generally prophecy sometimes or usually have double fulfillment. That's how I'm going to go. Go ahead. And once spiritual, like in Isaiah 7:14, the virgin will have child, and this was first applying was in the time of Isaiah, because it was a sign,
And also was speaking about the seed, Jesus. Trebuie să înțelegem că profețiile, în general, au dublă împlinire. Ca și Isaia 7 cu 14, nu? Iată, fecioara va rămâne însărcinată. A fost efectiv în vremea lui Isaia semnul, se pare chiar soția lui Isaia zice, eu și copiii mei sunt însemne și, mă rog, și aplicarea la Domnul Isus. Ei, așa e și aici. Se referă la urmașii lui Avram, dar în același timp se referă la sămânța celor ce cred, care sunt în Hristos, sămânța promisă în Geneză. There's a couple of issues here that, and Marcel addresses that, and so does Marin. Translate. We don't have any interpreter. The rapture hit again. The rapture is trying it a second time. To see if it works. În două aspecte aici ce a spus Marcel și Marin. Sau mai multe aspecte. In that, in prophecies, you always had a spiritual application and you always had a terrenal earthly application. În profeție, în general, ai dublă împlinire. Una materială, pământească și una spirituală. And the other thing is that you had, in many of the prophecies, one thing was going to take place and then there was a second thing that's going to take place. Și de multe ori în profeție se întâmplă un lucru, dar de fapt ea se repetă și se întâmplă și un alt lucru în baza aceleași. And in many of the prophecies you had a parallel truth. Two things were true. Și în multe profeții există adevăruri paralele, două adevăruri paralele. But the distortion of the rabbinical understanding of that original prophecy. Dar distorsionarea rabinică a acestei profeții originale is that they made one truth exclusive or superseded the other truth. Este că ei au un adevăr în mod exclusivist și îl pun și îl forțează asupra altui adevăr. But the foundation of that original prophecy is back in Genesis chapter 3, verse 15. Dar fundamentul acestei profeții sau legea primei menționări, cum zicem noi, există în Genesa 3 cu 15. So let me give you an example of what I'm talking about. Dați-mi voie să vă dau un exemplu cu privire la ce. If you understand the issue of the seed. Dacă înțelegeți subiectul acesta al seminței. Now you remember the prophecy in the book of Joel, chapter 2, verse 28. And remember, in fact, let's go there. Let's just go there in Joel chapter 2. Joel. Profeția din Ioel 2. So let's go to Joel chapter 2. Mergem la Ioel capitolul 2. Okay, now, and look at verse 28. Și uitați-vă la versetul 28. This is another example of not understanding the complexity of this prophecy. Este un alt exemplu al lipsei de înțelegere a complexității profeției. And this prophecy has multiple aspects to it. There's multiple elements to it. Această profeție are mai multe aspecte, mai multe elemente cuprinse în ea. So he says in verse 20, it will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind and your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions, even the male and the female servants, and I will pour out my spirit in those days. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robii și peste roabe, peste rob și peste robe voi turna Duhul meu în zilele acelea. And then drop down to verse 30, he says, I will display wonders in the sky and on the earth in blood and fire and columns of smoke. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. In verse 31, the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and the awesome day of the Lord comes. Și în 31, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Okay, so now, jump over to Acts chapter 2. Și haideți să sărim acum la fapte capitolul 2.
And then look at Acts chapter 2. Să ne uităm la Fapte, capitolul 2. And now Peter is repeating this prophecy in Acts chapter 2 and the birth of the church, which happens on Acts chapter 2. De fapt, Petru, la nașterea bisericii, repetă aceste cuvinte ale lui Ioel. So let's put this in its context, starting in verse 14, Acts chapter 2. Haideți să le punem în context, pornind din versetul 14 din Fapte 2. But Peter, taking his stand with the 11, raised his voice and declared to the men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. In verse 15, he says, For these men are not drunk as you suppose, for it is only the third hour of the day, but this is what's spoken through the prophet Joel. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Now, let me indulge you for a moment, please. Lăsați-mă pentru un moment să And vă spun. let's reread the prophecy. He's repeating it here. Și să recitim profeția pe care el o repetă, de fapt, aici. Because this is the section where I get into these pastoral debates on theology with Pentecostal pastors. Pentru că aici este textul în care intrăm în dezbateri cu păstorii penticostali. And when they invite me to do these pastoral debates, you know, I ask them, are you sure you want to do this? Când mă invită la o astfel de dezbatere, păstorii penticostali le spun, sunteți siguri că vreți asta? I've never had one say no. They all say yes to me. Nu i-am auzit niciodată spunând nu. So let's read verse 17. And it shall be in the last days, God says, that I will pour forth my spirit in all my mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old dream, and your old men shall dream dreams. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Now, as an old man, I do have dreams. I just don't know what they mean. Ca un om în vârstă, am vise, dar n-au nicio semnificație. Now, in verse 18, in verse 18, you see, I told you the rapture didn't work with him the second time. În România este o diferență între visuri și vise. Visurile sunt noaptea și visele sunt la birou. Nu, visuri e speranță, ce-ți faci tu. Nu, visurile sunt noaptea și visele sunt dorințele tale. Nu, citește în dicționar. Studiază. Verse 18. Argue, fight. Oh, now we're all of us going to sit there. Fight. Okay, let's go to verse 18. Even my bond slaves, both men and women, I will in those days pour forth my spirit and they shall prophesy. Verse 18. Citește, Marcel, te rog, că nu am deschisă Biblia acolo. Now we know why they didn't take him. He doesn't even have a Bible. That's why they didn't take him. Well, try reading it. Okay, Marcel, verse 18. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna zilele acelea din Duhul meu și pot proroci. Verse 19, and I will grant wonders in the sky above and the signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. Voi face să arată semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Verse 20, then the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and the glorious day of the Lord Jesus, the Lord shall come. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Verse 21, and it shall be that everyone who calls on the name of the Lord she will be saved. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. So now, the reason we did this twice. Motivul pentru care am citit de două ori aceste versete. Because one of the arguments that many unschooled or uneducated Pentecostal pastors do
Este din cauza faptului că mulți pastori neșcolați sau needucați teologic fac. They will claim that on the day of Pentecost, the prophecy of Joel chapter 2 had came to pass. Ei vin și afirmă că textul din Ioel 2 s-a împlinit. So let me ask you the obvious question. Lăsați-mă să vă pun o întrebare evidentă. Now, in their mind, the church is in the last days. În mintea lor, biserica este în vremurile de pe urmă. So we go to verse 17 that we're reading here in Acts chapter 2. Și dacă mergem la versetul 17, asta citim în fapte 2. He says, and it shall be in the last days, God says, that I will pour forth my spirit in all my mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. So my question to you is, in verse 17, what part of verse 17 was fulfilled on the day of Pentecost? Întrebarea mea este, ce parte din versetul 17 s-a împlinit la Rusalii, la cincizecime? Is it not true that Peter preached this message on the day of Pentecost? Nu e adevărat că Petru predică acest mesaj în ziua cincizecimii? And what we know from the ecclesiastic, I'm sorry, what we know from the biblical record, Și spun din însemnările biblice is that the Spirit was poured out on the day of Pentecost. că Duhul Sfânt a fost revărsat, turnat în ziua cincizecimii. Is there any disagreement on that? Nu este nicio neconcordanță, adică toți suntem de acord cu asta. But everything after that first statement in verse 17, and then the next statements in verse 17, all the way down to verse 21, has that happened? Dar celelalte afirmații, începând de versetul 17 până la 21, s-au întâmplat și ele? It depends how you view, how you interpret the language. I heard the amillennial view explaining this apocalyptic language. This is the language that is often used in the Old Testament when God is changing ages, when he's replacing one age with another. That's the explanation of the amillennial system. And they say God is finishing with one age, the age of Israel, and is starting a new age, and that's why he's using this tumultuous apocalyptic language with great images like the sun disappearing, getting into turning red, all these end of times images, signaling that he is getting to a new age. So that's their explanation. So this is purely symbolic language. Okay. Now in Romanian, please. Amileniștii spun, îi dau răspunsul fratelui nostru dacă s-au întâmplat restul lucrurilor de la versetul 18 în jos până la 21. Ei spun da, s-au întâmplat chiar în ziua aia, în sensul că e pur limbaj simbolic, care e folosit de Dumnezeu și în Vechiul Testament. Sunt câteva pasaje în Vechiul Testament care seamănă exact cu limbajul acesta, în care Dumnezeu pune capăt unei ere și începe o altă eră. Și în situația de față, Dumnezeu încheia era Israelului și începea o nouă era, era Bisericii. Și de asta folosește un limbaj foarte, foarte magnific, grandios. Okay. I will respond to an amillennialist. I don't understand what you're saying because your language is so full of symbolism. I just don't understand what you're saying. Ziceam că o să-i răspund la un amillennialist, că nu înțelegeți. In the Old Testament, God is using the same language when he's finishing one age with the nation of Israel and starting a new age.
and nothing physical is happening with the nature, like this passage. So that's their support in their arguments that this is purely a symbolic language for God to signaling, hey, I'm starting a new age. All right, let me but it's not the final age. Yes, it's the final age. The final age. This is the final age of the history. I know. I'm so convincing that Marcel is trying to stop me. That's why he's not going to be raptured. Okay? În primul rând vreau să-mi cer iertare de la Marcel că visuri într-adevăr se referă la năzuințe, speranțe. Am verificat. Era o confuzie de partea mea. Da. I think we have to define our terms. Fratele spune că trebuie să ne definim termenii. Okay. Okay, so let's put it in Marine's terms, the final combat, okay? În termenii lui Marin, bătălia finală. Okay, somebody's going to die here. Cineva trebuie să moară aici. Okay. Now, symbolism always represents something that's real. Simbolismul reprezintă întotdeauna ceva real. Now, it's expressed in symbolic language, but it represents something that is real. Este exprimat în limbaj simbolic, dar în spate este ceva real. Whether it's true or not, okay, the symbolism, but it represents something that is real. Dacă este adevărat sau nu, trebuie să sorry, if it's true or not. It doesn't matter if it's true or not, but it represents something that is real. Nu contează dacă este adevărat sau nu, dar reprezintă ceva real. Okay, so now let me ask. So if you understand that, now let me ask you this question: what is a metaphor? Dacă ați înțeles asta, vă mai pun o întrebare: ce este o metaforă? Okay, what is a metaphor? Somebody give me an answer. Dați un răspuns la metaforă. Exaggeration of the truth. No, exaggeration is hyperbole. Okay, so you have an hyperbole that is exaggerated, right? Vorbirea figurată, in metaphor. Okay. Figurative language. Okay, so now. Figurative language. Now, have done pastoral debates on that very issue that Ovidiu is making reference to with regard to the amillennial position. Am ținut dezbateri cu privire la punctul pe care l-a subliniat Ovidiu și pe care îl susțin amileniști, nu eu. Eu doar am spus of which the other debater admitted that his language was more metaphorical than it was symbolic. Și pe care îl sublinia vorbitorul contravorbitorul meu care spunea că e vorba de un limbaj metaforic acolo, limbaj simbolic. I've said this sometimes in the past. Say it again, Marcel. I translated literally what you already told. Okay. You know, I've said this sometime in the past. Am spus în trecut. When you take one term and you exchange one term for another, you're also exchanging the concept. Când iei un termen și îl schimb cu altul, schimb de asemenea conceptele care le reprezintă. Și ceea ce a făcut poziția amilenistă este exact lucrul acela. Now, if in fact what he's saying is true, dacă este adevărat ce susțin amileniști cu perspectiva lor, I asked him specifically show us every stage in the Old Testament where that language was specifically used for the changing of one era to the next era. L-am întrebat să-mi arate dacă limbajul acesta este consecvent peste tot în Vechiul Testament și se referă la schimbul de ere pe care îl face Dumnezeu punctând limbajul acesta. And cu he limbajul could not acesta. Do that. He could not do that. Și nu a putut să-mi arate în alte locuri. He made a statement that was accepted without verification. A făcut o afirmație fără să fie acoperită de verificare. We have the same thing in this language in Acts chapter 2 verses 17 to 21.
Avem același lucru în acest text din Fapte 2 cu 17 la 21. We cannot deny that the Spirit did not fall on man on Acts chapter 2. Nu putem nega adevărul că Duhul a căzut, a venit peste oameni. But all the other things in that prophecy have not come to pass yet. Dar toate celelalte lucruri din prorocie nu au avut împlinire atunci. And many of the prophecies have an earthly and a celestial spiritual application. Unele lucruri din prorocie au o aplicație celestă legată de cer. And it also has a here and it has a here and now and a then later application. Are o aplicație de asemenea aici și acum, dar și atunci și acolo. Right? So we have in Genesis 3:15, which is what Marin was making reference to. Avem Geneza, referința la care, pe care o făcea Marin. Care era? That seed is promised here and now. Sămânța aceea este promisă aici și acum. But its application is then and there. Aplicația însă este atunci și acolo mai târziu. And this is what Judaism consistently did wrong. Și asta a făcut iudaismul greșit în mod constant. That's the reason I had Marcel to read this prophecy twice. De aceea l-am pus pe Marcel să citească prorocia asta de două ori. The Pentecostals will tell you all of this happened already. Pentecostalii o să-ți spună toate s-au împlinit deja, frate. And generally speaking, not all. Și în general vorbind, nu toate. The Baptist just rejects it all. Nu toți baptiștii, dar în general ei resping complet. So we both wind up at the same place. We just walked through two different doors. Interpretarea, toți ajung în același loc, dar pe uși diferite. Now, we're not wasting our time here. Look, everything that we've been looking at so far for these last 3 hours is Matthew chapter 1 and all of its implications. Nu ne pierdem timpul aici. Tot ce am făcut în ultimele 3 ore a fost să ne uităm la Matei și să vedem toate implicațiile din Matei 1. Now, I'm sorry, we went way over. So let's take our 10-minute, we have another 10-minute break coming. So let's take our 10-minute break. Am avut o oră și jumătate de studiu ca la facultate. And we want to do that before Ophelia gets raptured and Unica gets taken back. Să vină răpirea. Marcel, caută referințele să vedem dacă amileniști au dreptate. Look for the references to see if the amillennial are right. We'll see if you're right. Maybe some Pentecostal showed a red moon and the other. Exactly. There is this language in Jeremiah and in Isaiah using this apocalyptic language in order for God to emphasize the change of age. The age of freedom is over. The age of bondage is coming. Is over you. That's an explanation that I heard, and they take this explanation regarding their those circumstances and apply to this circumstance. The new age of the church is coming, is starting, finishing the age of Israel. No, that is true. No. Say that Romanian. I got to remind you. În Ieremia și în Isaia, limbajul ăsta exact așa, e foarte apocaliptic. Când Dumnezeu zice, am încheiat era libertății, vine era sclaviei și trebuie să folosească limbajul ăsta apocaliptic. Și acum în Fapte 2, Dumnezeu zice, am încheiat era Israelului, începe era bisericii. Și aduce tot așa un limbaj foarte dur, apocaliptic. Ok, now. Let's try to grab a hand. Okay. No more break. The last day. This is the leitmotiv, the last day. A day? Yeah, that's the essence of it. Starting with the night. Yeah. The last days are their argument, as you taught us, because you taught us eschatology so many years. The last days for them is the day from the beginning of the church to the end. These are the last days. The last days are the last 2,000 years. Last days
according to the scripture, is the period when Jesus will come back, the second coming. It's like Timothy, 1 Timothy chapter 3, in the last days. There the interpretation can be in the following days, in the following days. Because people were bad and evil all the time in history, and you cannot point exactly what are the last days. That's a comparison. I think that we are doing a lot of front loading and back loading with the scripture. And I think we should just, because we have all the scriptures that they didn't have at that time, and we are just appealing to the scriptures and interpreted it in the light of what we already have, but they didn't have. So the question is, what did they understand then when they didn't have the scriptures that we have? And our mistake is that we always go to, in the future, we borrow the scriptures and we try to explain something that these people in Acts 2 did not understand at that time, because they didn't have the scriptures in Timotheus and other books. So, and that's also with Genesis. We go back and forth loading scripture, but at that context, in that historical time, what did they understand? And I think that is what we are ought to proceed to get out of the text, and then we can see the fulfillment, just to rest our minds that we are right. But I don't think it's correct when we interpret it just with front loading and back loading the scriptures. The Jews were understanding in the day of the Pentecost, exactly hearing that message that Joel quote, exactly what the people in Isaiah's time or Jeremiah's time, ready to go to the slavery, to the bondage, they were understanding the same thing. It's over. It's this age is over. Freedom, we're going to be in bondage. So this age is over. That's what they were understanding. That's their point, the amillennial. The problem is that always the church have the sense that they are living the last days. And they consider that Jesus have to come back soon and so on. And for this reason, in the church history, people try to interpret all things as they are being in the last days. Okay, now let's be fair to this, because Marin, I need you to go back in Romanian, because we have to be on the same page, everybody. Okay, so I need you to go back in Romanian, because you were discussing the issue about front loading and back loading the scriptures, because we do that. Mm-hmm. And as much as it kills you, brother, don't worry, you got eternal life. I'm going to quote Ovidiu. Eternal life. Marin traduce ce a spus mai devreme, dacă își mai aduce aminte. Da, am zis că de ce ne facem noi vinovați atunci când interpretăm textele, e că noi tot timpul facem, sunt niște termene specifice pentru așa, front loading și back loading, înseamnă să încărcăm scriptura pe care noi acum avem la dispoziție și să ducem în timpul ăla și să interpretăm versetele așa, sau să mergem înapoi în timp și să luăm de acolo. De exemplu, în timpul lui Moise, el a scris Geneza 400 de ani după Avram. Și doar cei care și din Egipt aveau acces la Geneza, la scriere lui de atunci. De aia dinainte, de el nu a avut. Și atunci ideea e ce o înțeles aia de atunci, pentru că aia e important. Era 400 de ani după asta când Moise a scris asta. Și la fel tot așa și în fapte, oamenii de atunci din fapte nu aveau textele pe care le avem noi, din Tesaloniceni, din Timotei, unde noi putem să dezvoltăm ideile mai mult, pentru că avem mai multă înțelegere din revelație. Deci nu aveau atunci. Și atunci corect ar fi pentru noi să interpretăm gramatical istoric și atunci să ne gândim, ok, ce a înțeles omul de atunci, audiența de atunci? Aia trebuie să înțelegem noi prima dată și după ce am înțeles sensul original de atunci, după aia mai putem să mai edificăm pe asta, să mai adăugăm. Dar nu avem voie să luăm texte din Tesaloniceni scrise de nu știu când și să interpretăm ceva din fapte fără să nu ținem cont de perioada de 60-70 de ani, unde nu s-au auzit nimic și ei nici nu aveau acces la Scriptura. Și am zis că noi facem des greșeala asta, că încărcăm Scriptura cum vrem noi,
pentru că avem tot acum la dispoziție, dar ei atunci când ei trăiau și ei trebuia să aplice, ei nu aveau. Și atunci e important pentru noi să înțelegem lucrul ăsta, asta am zis. Dar nu era verbală, de la se ducea, nu era Da. scrisă, dar Unele cărți nici nu erau relevate, descoperite încă, de exemplu din Apocalipsa, unde e tot așa un limbaj foarte, sau din Tesalonice ne-a spus după, nu știu, 40-50 de ani dată mai târziu, și atunci ce-o înțelegi atunci când spune că a primit prin revelație ceea ce a primit, deci mult mai târziu decât fapt. Păi da. Și am zis că totdeauna biserica a încercat să interpreteze vremea lor ca fiind vremea de pe urmă. Pentru că era ideea asta a revenirii lui Hristos și așteptarea revenirii lui iminentă a fost tot timpul. And beside of this prophecy seems that it apply after 400 years of silence. And they consider that now is the end because God started to speak again. Și asta vine după 400 de ani de tăcere. De asta ei ziceau, sigur, sunt vremurile din urmă, Dumnezeu ne vorbește din nou, acum este sfârșitul și se împlinesc toate profețiile. Now, let me, I want to draw back to something because this is not the position that Ovidius is taking. He's sharing with us the position that our millennials have taken. Am intrat într-o dezbatere pentru că am adus poziția amilenistă care încearcă să fie diferită de interpretarea noastră. So before we get to fighting, I just want to make get a clear understanding here. Vreau să am o înțelegere clară înainte să ne ciocnim pumnii. But there was something that I think you guys missed when Ovidiu said it. I caught it with my ear. Cred că ați ratat ceva din ce a spus Ovidiu. Yeah. Remember Ovidiu said that the amillennialist position is that it uses symbolic language, apocalyptic. Ovidiu a spus că amileniștii folosesc se referă la limbajul simbolic care este aici. Okay. So now let's ask the professor Marcel. He's with us here. Să-l întrebăm pe profesorul Marcel care este cu noi. Okay. Now, in the Bible, help me, Marcel. În Biblie, frate Marcel, ajută-ne. Are there different genres of writing in the Bible? Sunt stiluri diferite de scris în Biblie. Okay. Give us an example of some of those genres. Dă-ne un exemplu de stil literar. Poetry or history. Poetic, stilul poetic, stilul istoric. Long, gospel. Evanghelic, evanghelie. Letters or epistles. Stilul epistolar, apocalyptic literature. Stilul apocaliptic. Genul literar, nu stilul, genul literar. Okay, so now. So Marcel has given us a clear indication that we have all kinds of genres in the writings of the Bible. Am punctat bine, fratele Marcel, diferența de genuri în Biblie. So I want to ask a simple question here. Vreau să pun o întrebare simplă. Does language impact on prophecy? Does language change the context of that prophecy? Limbajul a schimbat contextul acelei prorocii. Or is that prophecy expressed in that language? Sau este exprimat limbajul în or is what? Sorry. Does language impact prophecy or does prof or is prophecy expressed in all those different languages? A impactat limbajul profeția sau profeția a fost exprimată în toate acele tipuri de limbaj? To be more specific, ca să fiu mai specific, does the genre have the right to change the content of the prophecy? Are genul dreptul să schimbe conținutul prorociei? It doesn't have the right, but it defines. Not the content. Their answer, the amillennial answer is this. God is using metaphoric language when he's prophesying the end of Israel's nation through Isaiah, through Jeremiah, that the earth, the sky will fall and the planets will crash. And using this metaphoric language, God is very intense in what he's trying to urge the people to understand.
And when the day of the judgment comes, when Babylon comes in or the Assyrian comes come into the nation, they fulfill the prophecy, but the nature is the same. Like the sky is still there, and all the physical things expressed symbolically in that prophecy did not change. They're still there. So now just make sure to work together. Say it in Romanian. They're going to remind you that. Dumnezeu lasă lucrurile fizice, cerul și soarele și planetele, le lasă acolo și după ce se împlinește prorocia că El vine și duce poporul în robie și exprimă asta prin prorocul Isaia, Ieremia, și le spune, vedeți că vine sfârșitul libertății voastre și au venit babilonienii, a venit ziua judecății, au venit asirienii înainte de babilonieni. Dumnezeu le spune, va veni sfârșitul ca un trăznet, vor cădea stelele. E un limbaj foarte, foarte apocaliptic. Când a venit ziua judecății, lucrurile fizice au rămas la fel. Deci prorocia s-a împlinit, dar natura a rămas aceeași, nu s-a schimbat nimic. Și asta spun ameleniștii. Vine sfârșitul sau vine ziua Domnului, e exprimată foarte metaforic, apocaliptic, dar nu se schimbă nimic. Soarele tot pe cer, nu-i roșu, nu-i stelele sunt acolo, n-au căzut și așa mai departe. Asta susțin ei. Right. Now, let me go back and let's listen to Marcel's answer. Does prophecy, can it be changed by the content of the genre that is being used, or can it only express the prophecy, the content of the prophecy? Limbajul profeției schimbă, genul schimbă profeția, conținutul, sau este pur și simplu doar exprimată prin acel limbaj? The content doesn't change, only the way in which it is expressed. Conținutul profeției nu se schimbă, ci doar modul este în care este exprimată. Because in apocalyptic literature, it's used a lot of symbolism and pictures. Pentru că în limbajul apocaliptic, în literatura apocaliptică, sunt folosite foarte multe simbolisme și imagini. Okay. So my understanding of studying scripture is that language can never change the content of the prophecy, it can only express it. Din înțelegerea scripturilor am văzut că limbajul nu are cum să schimbe profeția, ci doar să-l exprime, să o exprime. Now, you realize that every belief statement we make or every statement that we make, vă dați seama că fiecare afirmație, fiecare crez pe care le exprimăm, must have a logical conclusion. Trebuie să aibă o concluzie logică. Okay? So if I say, I don't want to work. De exemplu, când spun, nu vreau să muncesc. What's the conclusion of that? Care este concluzia? The Bible says I don't eat. Frigiderul e gol. Right? So everything has a logical conclusion. Nu voi mânca foarte mult sau deloc. Este o concluzie logică. I don't care what subject you are, it has a logical conclusion. Nu contează pe ce subiect te adresezi, are o concluzie logică. And the problem is that when most people use language, they really don't think through the logical conclusion of their statements or their beliefs. Problema cu majoritatea oamenilor este că nu-și duc afirmațiile pe linia concluziilor logice, să vadă ceea ce cred. Now, the amillennialist makes the mistake, and this isn't a side argument here. This is crucial to understanding what we've been talking about for 5 days. Amileniștii fac o greșeală și asta nu ține de discuția noastră. Care s-a purtat în ultimele 5 zile. In the end, the amillennialist position is that the language changes the content of the prophecy. Poziția amilenistă spune că în final limbajul schimbă conținutul prorociei. They will deny that, but everything they say takes you to that. Ei neagă o asemenea poziție exprimată de noi aici în dreptul lor. Dar în final, de fapt, chiar acolo ajung prin ceea ce susțin. It's the same thing when the Pentecostals do, okay? When they change the content of the prophecy to say it's all been fulfilled now. Este același lucru care li se întâmplă pentecostalilor când spun
referitor la acel text din Ioel, că totul s-a întâmplat atunci. Now you get other people argue, are there miracles today? One camp says absolutely not, and the other camp says yes. Un alt subiect, mai sunt minuni astăzi. O tabără spune da, altă tabără spune nu. Listen, I have worked in 14 countries in Africa and I have seen miracles that I don't know how to explain to you. Am lucrat în 14 țări din Africa și am văzut minuni pe care n-am cum să vi le explic. You know, when I was listening to Marin about, he was talking about front-loading and back-loading the scripture. Când Marin se aducea argumentul cu încărcarea scripturilor înainte sau după. This is what we're attempting to do. We're trying to put God in a box. Asta este încercarea noastră, încercarea eforturilor noastre de a-l pune pe Dumnezeu într-o cutie. The problem is that God is infinite and we're finite. Problema noastră este că Dumnezeu este infinit, noi suntem finiți. And so what I wanted to drive to was to get Marcel to give us an answer. Language cannot change the content of prophecy. Language only expresses the content of that prophecy. Ce am vrut să-l fac pe Marcel să spune este că limbajul nu schimbă prorocia, prorocia este exprimată într-un limbaj anume. And when we get to this specific subject, amillennialists use language to change the content of the prophecy the same way that Pentecostals changed the content of the prophecy for it to have been fulfilled now. Și când ajungem în anumit punct, amileniștii te lasă să înțelegi că limbajul schimbă conținutul prorociei, la fel cum li se întâmplă și pentecostalilor când interpretează anumite pasaje. Are there any questions? Now that we're completely confused. Mai sunt întrebări acum că toți suntem confuzi. You see, sir, what's the genre if you talk about numbers or the genealogy in Matthew, because you have the gospel and in the Pentateuch then you have the numbers. So then you have a, I don't know, it's mathematical general, or I don't know, but it's in the gospel. Ce gen literar se folosește când este scrisă cartea Numeri sau genealogiile din Matei? And I'm asking that because in Matthew it sums up, there's 14 generations, 14 generations, 14 generations, but it's not 14, there are more, but it's looking like he's using a linear on a horizontal genealogy and not a vertical one. So I'm thinking ce limbaj este acolo, pentru că autorul spune sunt 14 generații până acolo, 14 generații până acolo, dar de fapt sunt mai multe, nu sunt doar 14, și este doar un limbaj așa de. So he's in one side he's really specific, but the other side is also symbolic. So how you will interpret that? Într-o parte a textului este foarte specific, de altă parte este mai mult simbolic. Cum interpretăm aici? Let's go back to Marcel's answer. Să ne întoarcem la răspunsul lui Marcel. Okay, when we take the Pentateuch, Marcel, what kind of genre is that? Când vorbim de Pentateuch, frate Marcel, ce limbaj, ce gen literar este acolo? Law. The law. Lege, legea. Now, within the law, în lege, it's expressed through a narrative, correct? Este regăsit stilul narrativ sau limbajul narrativ. Especially when we read Genesis, we have this long narrative, right? Când mai ales când vorbim de Geneza, avem o narațiune foarte lungă. Right? And then when we get into Levitical into Exodus, we have this long narrative, correct? Când ajungem în Exod, avem de asemenea o narațiune lungă. And then we jump back into the law in Leviticus, correct? Și apoi ajungem în limbajul dreptului, a legislativului în Levitic. Okay. And what you need to understand is that when your question specifically into Matthew. Și când întrebarea voastră se adresează specific la cartea Matei. And this is where it's important to understand the differences within one single book. Este extrem de important să înțelegi diferențele dintr-o singură carte chiar. Even in the poetical books, we have statements of fact expressed in poetical language. Chiar și în cărțile poetice apar la un moment dat afirmații faptice, concrete, istorice, dar exprimate într-un limbaj poetic. So now when we get to Matthew is where we face this great challenge.
Când ajungem la Matei, ne confruntăm cu o provocare destul de mare. Let's look at it. Să ne uităm. We have a genealogy that's presented to us as a statement of fact from the law. Avem o afirmație care, o genealogie care ni se prezintă foarte concret, foarte faptic și este preluată din din lege. That simultaneously reduces an entire narrative in Genesis, okay, down to 17 verses. Care ia și reduce întreaga narațiune a unei cărți precum Geneza și o condensează foarte tare în 17 versete. And then we turn the page into chapter 2, chapter 3, chapter 4 of Matthew, and we get into a narrative. Și apoi dăm peste capitolul 2, 3, 4 și ne trezim în mijlocul unei narațiuni. Based on a prophecy back in Genesis chapter 3, bazată pe o prorocie care s-a făcut în Geneza capitolul 3. And then we get chapter 5, 6 and 7 of Matthew, which is what we know as the Sermon on the Mount, right? După care intrăm într-un nou text gen Matei 5, 7, care este o predică. Where Jesus expresses it, right? He's, what is he reviewing? The law. În care Iisus exprimă ce anume? Legea. And then, once we come out of that, then he hits us, starting in Matthew 13. Și apoi, după ce ieși din predica de pe munte, imediat, în capitolul 13, ajungi în... And the genre changes to a bunch of parables. Într-o abundență de pilde care schimbă limbajul. Right? And between that and then after that we have the gospel again. Și între acestea avem Evanghelia. We have then the coming of the church. Avem venirea bisericii. And then when we get over to Matthew 24 and 25, it's apocalyptic. It's future, the second coming. Când ajungi în 24-25, intri într-o zonă apocaliptică, escatologică. So you see, Matthew presents a challenge to us if we don't understand the genres that are being used and the language that's being used, but it doesn't change the content. Matei ne prezintă niște provocări ca să înțelegem limbajul sau genul pe care îl folosește, dar asta în niciun caz nu schimbă conținutul. And when we get to Acts, it changes again. Când intrăm în Cartea Fapte, lucrurile se schimbă din nou. Because Acts is basically the historical account of the church, the birth of the church. Pentru că Faptele Apostolilor este de fapt o consemnare istorică a bisericii. That includes prophecies, okay, part of it, but has not been fulfilled completely. Care include și prorocii care nu au fost împlinite complet. So that's the reason why understanding language is important. De aceea este extrem de important să înțelegi limbajul. Now, let's use the language that Ovidiu used when he was talking about the Amillennialist position. Să ne referim la limbajul folosit de Ovidiu atunci când menționa poziția amilenistă. And he remember that he was telling us that that position says that language is the indication of a new era. Care susține că limbajul indică, în cazul Fapte 2 sau alte texte, începutul unei noi ere sau schimbarea de ere. So when you're teaching through Matthew, you have to indicate to the church that we now have a new language, a new genre is being presented to us here, so we have to understand it in the light of that. Când treci prin Matei cu biserica, trebuie să semnalizezi bisericii, hei, am schimbat genul literar în pasajul cu tare, trebuie să înțelegem adevărul de aici prin prisma pildelor sau predicii sau ce e acolo. Especially when we understand that Matthew is not written to us in chronological order. Și în special când știm că Matei nu a fost scris într-o ordine cronologică. Matthew starts out with a historical account of the past and it ends with the future. Matei începe cu cronologia istorică veche din trecut și se încheie cu viitorul.
I don't know if we answered your question or not. Nu știu dacă am răspuns întrebării. Întrebării cui? Da, păi am pus eu întrebarea aia că cum, ce gen în Matei și eu mi-am explicat acum, că sunt foarte multe. Yes, sir, you did. It's a very complex text and yeah, we have to look to it and we have to be attentive which genre we are into. Yeah, it is important. It's you see, you do what Daniel does. Ask one super question. They, it has like five. It has like 20 elements to it. I cannot leave the amillennial argument. The amillennial take this passage and in a sense they no. Say the first part in Romanian so we understand how you're about to go. It's using symbolic language when we say we take a break. We never take a break. It's just a language. Stai un pic. Am spus că nu pot să las argumentul amilenist chiar vis-a-vis de prorocie. They try to beat us the premillennial even with our own arguments. They believe that the end is coming. Of course, they believe that the Lord is coming, and in that moment they can apply this passage from Joel that we claim that has not been fulfilled yet, and it will be fulfilled in the day of the Lord, the judgment day, or the end of times, and they say the same. Yes, the Lord is coming. And that will be another transition from another age to another age, the eternal age. So they're covered. They're covered. Say that in Romanian. Amileniștii vor să ne bată pe noi premileniștii cu armele noastre. Ei zic, da, voi ziceți că Ioel nu s-a împlinit și l-aplicați în viitor. Și noi credem că vine Iisus, că vine a doua venire a lui Iisus, că vine sfârșitul și se va întâmpla o tranziție din nou de la era bisericii la era eternă. Și am încheiat discuția, zic ei. Ei simplifică lucrurile. They try to simplify the discussion of eschatology, eliminating the millennium and all the intricate details. And of course, they have to explain many things which they refuse or they simply... Like what happened to Israel in 1948. Yes, but that's not our post millennial. 1948 false millennials. I like that better. I would answer all that the way the Englishman would do it. Poppycock. Veni fortuna. The English would say poppycock. Okay? Basura. Garbage. Ce faceți, fraților? Wow. All right, listen. Ovidiu. Popicanetul. You are wreaking havoc in these men's bladders. So we're going to take this 10-minute. We're going to take this 10-minute break. You're telling them, Ovidiu.